Bună și bine v-am găsit pe canalul meu de YouTube. Am aici lângă mine niște dulciuri pe care vreau să-l testez alături de voi. Eu sunt o mare fană a dulciurilor și atunci pot spune că sunt super mega fericită să fac acest video împreună cu voi. Nu uitați să vă abonați canalului meu de YouTube dacă nu ați făcut-o deja. Vă mulțumesc din suflet că mă urmăriți, iar acum haideți să gustăm din dulciurele! Și haideți să începem cu aceste geleuri. Cam așa arată ele. Probabil le știți pe cele clasice. Însă acestea sunt, din câte citesc pe ambalaj, sunt acre, cu gust de mere și cireșe. Nu le-am mai încercat până acum. Dar de obicei mie îmi plac geleurile acre. Le prefer mai mult decât pe cele obișnuite. Și haideți să vedem! Miroase... Așa arată și înăuntru. De fapt, toate au aceeași culoare, nimic deosebit, doar că gustul... Foarte bune! Nu sunt atât de acre pe cât mă așteptam. Am crezut că sunt foarte acre. Având în vedere că sunt cu cireșe și cu mere, dar dau un gust foarte, foarte bun. Se simte aroma de cireșe, aroma de mere foarte, foarte tare. Foarte bune. Foarte, foarte bune. Ok. Următorul produs va fi aceste bombonele pe care cred că le-am primit de Crăciun și nici acum nu le-am desfăcut. Nu am mai gustat până acum, nu știu cum sunt. Se cheamă Luxury Truffles. Haideți să vedem. Cer scuze pentru sunetul pungilor. Da, este o punguță așa cu bombonele. Hai să desfacem. Da. Bombonică simplă cu ciocolată. E cu caramel. Caramel sărat. Sincer, nu mă dă pe spate gustul. Are un gust ciudat, așa. Nu sunt cine știe ce, sincer, nu prea-mi plac astea. Deși eu sunt mare, mare fan orice înseamnă ciocolată. Ciocolată neagră, ciocolată albă, ciocolată cu lapte, dar asta e un pic așa... Nu prea sunt pe placul meu, sincer să fiu. Am mai cumpărat, de la, am fost zile trecute la Poundland și am cumpărat acești biscuiței cu ciocolată, care scriau acolo că sunt noi. Sincer, chiar nu i-am văzut înainte, nu i-am mai văzut. Biscuiți cu ciocolată. Am mai mâncat genul ăsta de biscuit, cam știu ce gust au, dar nu se știe niciodată. Miroase foarte tare cacao. Delicios. Dar nimic deosebit. Biscuit cu ciocolată. Am crezut că poate au ceva mai diferit, dar nu. Dar nu sunt. Nu sunt răi. Nici cei mai buni. Sunt normali. Mai am aici niște batoane de cereale. Așa, cu... Zice cu alune și cu tot felul de chestii. Semințe, popcorn, nu știu.
De obicei, din noaptea îmi iau când mă duc la muncă, pentru că dimineața nu pot să mănânc și atunci un baton din asta de cereal e perfect. Câte sunt în pachet? 6. Sunt 6 în pachet. Așa arată. Haideți să vedem ce gust are. Miroase a lune. Foarte bună. Bună. Are gust și a popcorn, și a lune, și dulce, și sărat. Toate. Foarte bună. Vă recomand dacă aveți de unde să luați. Pentru cei care sunteți în Marea Britanie, nu știu România dacă se găsesc, dar probabil. Deja simt că nu mai pot să mănânc atâta dulce. Următorul, deja îl desfăceam. Avem aici tot așa niște fel de, nici nu știu cum să le zic, un fel de prăjiturele cu caramel sărat. Cum așa arată. Hai să și desfacem. Sunt, câte sunt în pachet? Nici nu scrie. Ba da, 5. Sunt 5 în pachetel, așa. Vai, cum miroase. Miroase foarte tare a caramel. Ma, sunt bune rău. Da, bune rău. Preferatele mele vor fi foarte bine. Avem acești biscuiți de la Mars cu ciocolată și caramel. Scrie că sunt noi. Cel puțin eu nu i-am încercat. Poate nu sunt chiar noi acum, dar eu nu i-am încercat. Deci iubesc mirosul ăsta de ciocolată, caramel. Îmi place faptul că sunt moi. Nu prea îmi plac biscuiții aia tari în care... Bun. Destul de bun și ăștia. Foarte bun. Merită încercat. Eu cred că o să vă placă. Și mai avem ultimul produs, care arată cam așa. Nici nu știu ce sunt, sincer. Că sunt ciocolățele napoletane, nu știu. Știu că arată că e cu ciocolată, cu nuci, cu... nu cu nuci, cu alune. Sunt trei așa. Am impresia că i-am luat de la... ori de la Lidl, ori de la Aldi, nu mai știu. Pentru că oricum dulapul meu este plin de dulciuri, întotdeauna. Și nu mai știu de unde le iau, de unde apuc, siguranță. Se cheamă Knoppers Nut Bar. Și... să vedem ce gust are. O, da. E ce trebuie, clar. Ia uitați ce bine arată. Câte straturi are de tot felul de nebunii. Nici nu mai contează ce conține. E... foarte bune. Deci toate care le-am arătat, nu le-am mai gustat până acum. Tocmai de aceea m-am gândit să fac acest video și am spus că poate sunt persoane care sunt curioase sau poate, bineînțeles, nu pentru cei care locuiesc în Anglia, dar pentru cei din România sau din orice altă țară, poate sunt curioși să vadă
ceva diferit sau ce dulciuri mai sunt aici în Anglia. Deci dacă aveți ocazia, dacă aveți de unde să cumpărați aceste napolitane, ciocolățele, așa, nu mai stați pe gânduri, direct luați-le. Vă recomand nota 10. Cam acestea au fost dulciurile încercate de mine, nimic special, am avut aceste dulciuri în dulap și mi-a venit așa ideea pe moment. Nu am fost special să cumpăr chestii, deși sunt sigură că dacă mă duceam la magazine special pentru acest lucru, aș fi găsit tot felul de nebunii. Le aveam deja în dulap și cam acesta a fost videoul de astăzi. V-am pupat și ne vedem data viitoare! Bye!